Vorbim din nou despre Israel și ce se întâmplă acolo, la aproape un an distanță de la începutul războiului, după atacul Hamas de pe 7 octombrie 2023, în acea zi care a rămas în istoria poporului evreu drept Sâmbăta Neagră. Ne aflăm la începutul unui an nou în Israel, începând din seara aceasta are loc sărbătoarea trâmbițelor Rosh hasana care durează timp de 48 de ore. Și este normal să ne întrebăm cum va fi acest nou an, mai ales având în vedere ultimele evenimente din zilele trecute, intrarea armatei israeliene în Liban și atacul de aseară al Iranului asupra țării. A fost a doua oară în acest an după cel de la jumătatea lunii aprilie și a constat în aproape 200 de rachete balistice lansate de pe teritoriul iranian spre Israel. Iar de acum înainte este de așteptat că acesta va avea urmări foarte grave, ducând probabil spre izbucnirea unui război regional pe care toți ar vrea să le evite, dar nu prea mai au cum. Despre toate aceste lucruri vom discuta în ediția de astăzi, începând cu o scurtă recapitulare a conflictului din Gaza, așa cum s-a desfășurat pe durata ultimelor 12 luni. Și bineînțeles că nu vom detalia fiecare aspect al acestuia de când a început până acum, dar ne vom opri la câteva aspecte principale. Astfel, acțiunea terestră armatei israeliene a început la câteva săptămâni după atentatul din 7 octombrie, iar primul lucru realizat pe teren a fost împărțirea fâșiei în două părți, de nord și de sud, având de la mijloc așa numitul coridor Nețarim o zonă controlată de armata israeliană, pentru a împiedica în felul acesta comunicarea în interiorul organizației teroriste Hamas. Luptele cele mai puternice s-au dus mai întâi în orașul Gaza, apoi după câteva luni în Can La sfârșitul lunii noiembrie a fost acordat un armistițiu temporar ce a permis eliberarea 50 de ostate cevrei în schimbul a 150 de prizonieri teroriști din Hamas. Acțiunea din sud, din orașul Rafa, a fost începută în primăvara acestui an, după mai multe tergiversări, și a dus la descoperirea tunelurilor dinspre Egipt pe sub frontieră. Iar operațiunea imediat următoare a fost ocuparea coridorului Philadelphia, situat chiar la granița dintre fâșia Gaza și Egipt. Aceste două coridoare au constituit principalul punct de neînțelegere în cadrul numeroaselor încercări de negocieri care s-au succedat, începând cu primăvara acestui an până în prezent. Toate negocierile s-au soldat, din păcate, fără un rezultat concret până acum. Problema majoră o constituie în continuare cei 97 de ostatici care au rămas în mâinile organizației Hamas dintre care se presupune că numai jumătate ar mai fi în viață. Ce va urma de acum înainte vom vedea. Deocamdată atenția însă este îndreptată mai mult spre nordul țării, unde are loc incursiunea terestră a armatei israeliene în sudul Libanului, însă în același timp războiul continuă și în Gaza. Nu cu aceeași intensitate, dar scopurile încă nu au fost atinse. Israelul vrea să ajungă la distrugerea completă a Hamasului și de asemenea la eliberarea tuturor ostaticilor deținuți în tunelurile de sufâșie. Ultimele acțiuni ale războiului din Gaza au avut loc în urmă cu câteva zile. A fost vorba de mai multe lovituri de aviație ale israelienilor care au vizat teroriștii Hamas ascunși în școli sau tabere de refugiați. Așadar, conflictul din Gaza nu s-a încheiat, chiar dacă atenția este în prezent deviată către cel din nord și mai ales spre Iran după atacul de aseară. Vorbim puțin și despre conflictul cu Hezbollah. Era de așteptat ca acesta să înceapă. Am tot vorbit despre această posibilitate. Iată, au trecut aproape 12 luni de când a început războiul din Gaza și Israelul a fost obligat să înceapă. Războiul și Nord. Fără îndoială, dragii mei, este vorba despre cel mai important război purtat de Israel în secolul 21, mai mare chiar decât cel de al doilea război din Liban din 2006, care s-a purtat tot împotriva organizației Hezbollah. Astfel, după o serie de operațiuni speciale care au dus la eliminarea mai multor lideri ai organizației teroriste Conducerea israeliană a făcut un pas decisiv dând ordinul pentru uciderea liderului suprem Hassan Nasrallah. Acest lucru s-a întâmplat la sfârșitul săptămânii trecute, printr-un atac aerian masiv în sudul Beirutului asupra unuia dintre buncărele pe care le folosea Nasrallah. A fost ceva uh, total neașteptat, iar uh, liderul Hezbollah nu se gândea că. S-ar afla într-o situație de pericol iminent, buncărele lui erau foarte bine pregătite, însă, iată, și armata israeliană era de asemenea pusă la punct. A avut un plan concret, foarte detaliat, pregătit de câțiva ani și care s-a dus la capăt printr-o operațiune aeriană extraordinar de bine executată. Răspunsul din partea luptătorilor Hezbollah a fost foarte slab, doar câteva zeci de rachete lansate spre Haifa și Galilea în fiecare zi, plus altele în zona de frontieră, la fel ca și în ultimele luni. Nu a fost vorba de cele 6.000 până la 8.000 de rachete, așa cum se aștepta că se va încerca depășirea capacității de apărare a Israelului. Și în acest context, riposta venită din Liban, repet, este surprinzător de slabă. Mai ales că niciuna dintre rachetele lansate de Hezbollah n-a provocat victime în ultimele zile în Israel. Putem afirma fără a greși că asistăm la împlinirea, cel puțin parțială, a unei vechi profeții despre Israel în vremurile din urmă. Așa cum citim în cartea a Profetului Zaharia, în capitolul 12. În ziua aceea voi face pe căpetenile lui Iuda ca o vatră de foc sub lemn, ca o făclie aprinsă sub znopi. Vor mistui în dreapta și în stânga pe toate popoarele de jur în prejur. iar Ierusalimul va fi locuit iarăși la locul lui cel vechi. Și vedem clar că Ierusalimul este locuit în același loc în care s-a aflat de la început din vremea lui Avram, iar Israelul a ajuns într-adevăr comandanții militari ai Israelului, au ajuns să foarte astfel de acțiuni militare, vor mistui în dreapta și în stânga pe toate popoarele de jur împrejur. Bineînțeles că Israelul nu se luptă cu poporul în sine, cu poporul libanez, de exemplu, sau cu cel iranian, ci cu conducerea radical-islamică pe care foarte mulți din aceste țări nu acceptă, dar sunt obligați să trăiască sub aceasta. Revenind la cursul evenimentelor, luni seara deja s-a anunțat începutul unei operațiuni terestre în sudul Libanului. S-a tot pus întrebarea dacă Israelul se va limita doar la lovituri de aviație sau vor intra efectiv pe teren. Iată răspunsul a venit luni seara. Acțiunea aceasta se vrea a fi limitată în timp și amplitudine se are în vedere doar fâșia de teren cuprinsă între granița Israelului și râul Litani, care are în jur de 15 km, din care ar urma să fie eliminată total amenințarea rachetelor deținute de Hezbollah. Problema este că planurile de la începutul unui război nu se potrivesc întotdeauna cu evoluțiile ulterioare ale acestuia. Este un fapt confirmat de-a lungul istoriei, și ultimul exemplu pe care îl avem este cel al Rusiei, care a crezut că va încheia acțiunea militară din Ucraina, operațiunea lor specială, în numai câteva zile sau, eventual, săptămâni. Și iată, războiul ține de mai bine de 2 ani și jumătate. De asemenea, un analist israelian a amintit că la fel a fost și la primul război din Liban din 1982, când s-a vorbit de o operațiune de 48 de ore. Dar care s-a încheiat după 18 ani odată cu retragerea armatei israeliene în anul 2000. Problemele sunt numeroase, cea mai importantă însă ține de faptul că Israelul nu și-a propus eliminarea totală a organizației teroriste Hezbollah, lucru ce ar presupune ocuparea Libanului și a rămâne acolo efectiv cel puțin câțiva ani, ci doar împingerea teroriștilor la nord de râul Litanii. Aceasta înseamnă că amenințarea va rămâne, iar după câteva luni ne putem aștepta ca rachetele să zboare din nou spre nordul țării, fiindcă există destule cu o rază mai mare de acțiune. Așadar, este o vreme deosebit de dificilă pentru Israel, dar era de așteptat să fie așa pentru a se împlini ce este scris în mai multe locuri din scriptură, cum este, de exemplu, altul tot din același capitol al cărții Profetului Zaharia prorocia cuvântul Domnului despre Israel. Așa vorbește Domnul care a întins cerurile și a întemeiat pământul și a întocmit Duhul omului din el. Iată, voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate popoarele din prejur și chiar pentru Iuda la împresurarea Ierusalimului. În ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toți cei ce o vor ridica vor fi vătămați și toate neamurile pământului se vor strânge împotriva lui. Iar acest lucru ne duce cu gândul la un conflict al tuturor popoarelor vecine împotriva Israelului, Ierusalimul fiind văzut ca și capitală a statului evreu. Și, dragii mei, deja vedem începutul împlinirii acestei profeții. Punctul culminant va fi atins în vremea necazului cel mare, numit și necazul lui Iacov, atunci când se va încerca pentru ultima dată ocuparea Ierusalimului și exterminarea poporului evreu. Atacul de aseară a fost doar o confirmare în plus a ceea ce este scris. Popoarele din jurul Israelului se vor ridica împotriva lor și va fi vorba de războaie în vremea aceasta. Din urmă, în ziua aceea, așa cum este scris. O expresie ce desemnează vremea dinaintea revenirii lui Mesia, pe care noi îl cunoaștem drept Domnul nostru Isus Hristos, iar Israelul încă așteaptă să îi se reveleze. Așadar, atacul care a avut loc aseară nu a fost ceva neașteptat, deși se credea totuși că Iranul nu va îndrăzni să se avânte în încă o acțiune periculoasă. Așa cum a fost cea din aprilie. Totuși, presiunea internă a gărzilor Revoluției Islamice, plus cea venită din partea organizațiilor Hamas și Hezbollah, i-a determinat în cele din urmă pe liderii din Teheran, în frunte cu ayatollahul Khamenei, să dea ordinul de atac. Aceasta nu fără a anunța mai înainte și Statele Unite și Rusia, de frică să nu izbucnească un război mai amplu, din care a ieși cu siguranță în înfrânți. Regimul teocratic iranian se teme de un război total pentru că știu că n-au nicio șansă în fața puterii militare a Israelului, mai ales dacă acesta ar avea și susținerea Statelor Unite, cum este de așteptat să se întâmple. De fapt, acest posibil război ar putea însemna sfârșitul regimului radical de la Teheran, așa cum a declarat și premierul Netanyahu. Republica Islamică se va prăbuși mai devreme decât cred oamenii, iar poporul iranian va fi liber, deschizând calea pentru relațiile dintre aceste două vechi culturi, israeliană și iraniană, respectiv persană, așa cum era cunoscut în lumea antică. Reiau citatul. Când va veni acea zi, rețeaua teroristă pe care regimul a construit-o pe cinci continente va fi falimentată, dezmembrată, a explicat Netanyahu, adăugând că Iranul va prospera ca niciodată. Nu există nicăieri în Orientul Mijlociu un loc în care Israelul să nu poată ajunge. Nu există niciun loc în care să nu putem merge pentru a ne proteja poporul și țara. De asemenea, tot el a mai spus noaptea trecută că Iranul a făcut o mare greșeală atacând din nou Israelul. De data aceasta, nu cred că va mai fi vorba de o ripostă limitată ca în aprilie în ciuda eforturilor marilor puteri de a împiedica izbucnirea unui război total. Israelul trebuie să răspundă, însă deocamdată nu și-a dezvăluit planurile, afirmând că vor alege felul și timpul când o vor face. Printre țintele vizate ar putea să se numere chiar conducerea islamică din Teheran, care ar putea să fie eliminată, așa cum s-a întâmplat cu Hassan Nasrallah și cu ceilalți lideri importanți ai organizației Hezbollah. Ce va urma în continuare este greu de anticipat în aceste momente, de aceea vom continua să urmărim cu atenție și interes tot ce are loc în Israel și în imediata sa vecinătate. Dragii mei, săptămânile următoare vor fi foarte intense și multe lucruri se pot întâmpla. Un factor important în tot acest conflict cu forțele susținute de Iran. Îl constituie și alegerile din Statele Unite, ce vor avea loc exact peste o lună. De remarcat că aseară, în America, era programată o dezbatere între candidații la funcția de vicepreședinte. Iar prima întrebare a fost normal despre cum vor susține Israelul în cazul unui război cu Iranul. Ambii au declarat că vor face acest lucru. Și vom vedea în lunile următoare dacă se vor ține de cuvânt. De asemenea, trebuie ținut cont că, indiferent cine va ieși președinte în Statele Unite, perioada de tranziție până la 20 ianuarie anul viitor ar putea fi exploatată în acest conflict, dat fiind că actualul președinte va avea puteri limitate în așteptarea instalării următorului nou președinte. De exemplu, un lucru care s-ar putea întâmpla ar fi ca Iranul să ia decizia de a-și fabrica primele arme nucleare, ceea ce ar duce în mod automat la un atac amplu al Israelului pe teritoriul iranian asupra instalațiilor folosite în programul lor atomic. De cealaltă parte, nu este exclus ca în cadrul răspunsului pe care Israelul l-a anunțat la atacul de aseară să fie luate în calcul și aceste instalații din programul nuclear iranian. În același timp, este de așteptat ca Israelul să profite de ocazie în această fereastră de timp de câteva luni până la sfârșitul anului, până pe 20 ianuarie, pentru a încerca să pună definitiv capăt regimului radical islamic de la Teheran, așa cum am spus mai înainte. Așadar, războaiele din Israel și din jurul său vor continua până la sfârșit, cum spunea și profetul Daniel, până va veni unul care le va aduce pacea mult dorită, reușind să înșele dându-se drept Mesia cel promis și mult așteptat. Ce este de făcut în acest context al vremurilor pe care le trăim? Fiindcă, dragii mei, fără îndoială trăim vremuri profetice, Vremurile numite și zilele de pe urmă în Noul Testament. Iar privind la tot ceea ce se întâmplă în jur, mai ales în Israel și în zona aceasta a Orientului Mijlociu, putem să ne dăm seama fără îndoială că venirea Domnului este foarte aproape. De fiecare dată când se sărbătorește în Israel Anul Nou sau Sărbătoarea Trâmbițelor Hasana, ar trebui să ne gândim la semnificația ei profetică și la faptul că într-o zi și aceasta se va împlini. Este vorba de revenirea Domnului pentru a-și lua Biserica acasă, de cel care va fi încoronat ca împărat, care își va lua Mireasa în slavă și noi trebuie să ne uităm cu atenție la toate aceste lucruri care au fost profețite, inclusiv prin aceste sărbători de toamnă care își așteaptă împlinirea. Și aceasta mai ales atunci când Domnul ne mai arată și imaginea unui inel de logodnă pe cer. Este vorba de o eclipsă solară inelară care are loc, iată, chiar în prima zi de Roș Sigur că ne putem întreba cât timp ne mai desparte de revenirea Domnului. Și personal am senzația că s-a făcut foarte târziu și că omenirea nu mai poate merge pe același drum. Și bineînțeles, nici Biserica. De aceea, dragii mei, cu adevărat putem afirma că venirea Domnului este foarte aproape, poate mult mai aproape decât ne gândim noi, iar timpul pregătirii este foarte limitat. Închei această prezentare cu un îndemn venit din partea Domnului, așa cum spunea Apostolul Pavel, vorbind despre ei cei care îl reprezentau pe Domnul în epoca Noului Testament. La fel și noi suntem în aceeași situație, suntem reprezentanții ai Domnului și este scris în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 5, noi dar suntem trimiși în puternicița ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu cei care încă n-au făcut pasul întoarcerii reale la Dumnezeu, care n-au experimentat o adevărată naștere din nou, dragii mei, acum este timpul să vă împăcați cu Dumnezeu, să lăsați păcatul în urmă, să vă mărturisiți întreg trecutul, să faceți pasul acesta al pocăinței și să intrați pe calea Sfințirii, fără de care nimeni nu-L va vedea pe Domnul. De asemenea, pentru cei ce am avut parte de o reală întoarcere la Dumnezeu, Dragii mei, este timpul să ne ridicăm privirile în sus, să lăsăm orice lucru care ne-ar mai putea lega de lumea aceasta în urmă, să ne împotrivim păcatului care poate să ne înfășoare așa de lezne și să avem o inimă curată, pregătită pentru a-L întâmpina pe Domnul în văzduh. El să primească toată slava acum și în veci. Amin.